anul acesta pot spune că am început destul de bine. Văd foarte mulți oameni, vremea e frumoasă. Da, într-adevăr, ne bucurăm că nu mai sunt zilele ploioase, să zic așa. Sunt niște zile însorite, destul de bune, turiștii vin din toată țara, avem mașini de București, avem rezervări din Timișoara, Cluj și Bistrița. Ce pot să zic este că este foarte ok. Ne bucurăm nespus de mult că turiștii vin în zonă la noi și apreciază frumusețile Clisurii, chipului Decebal și toate, pot spune așa, toate obiectivele turistice din zonă. Turiștii vizitează în special chipului Decebal, mănăstirea Mraconia, cazanele mici și cazanele mari, peștera Ponikova, grota Veterani, iar pe malul Serbiei mai pot vizita tabula Traiana. Noi facem traseul complet, croaziera pleacă de la 40 de lei de persoană. Câți turiști ați urcat în barcă de dimineața? În general, băgăm între 8 și 14 turiști. Avem și bărci mai mici și bărci mai mari. Ați trecut de 100, 200? Până acum, da, am avut undeva la 80 de persoane, 85.